Un tată avea doi fii, de spune pilda, și la un moment dat fiul cel tânăr cere partea sa de avere și după puțină vreme pleacă de la casa părintească într-o direcție necunoscută. Într-o țară îndepărtată, spune Evanghelia. Acea țară îndepărtată este spațiul libertății omului, care adesea, pentru a-și arăta libertatea sa, autonomia și maturitatea sa, se înstrăinează de Dumnezeu. Se îndepărtează de Dumnezeu. Țara îndepărtată înseamnă libertatea ca înstrăinare de Dumnezeu. În mod surprinzător, tatăl împarte averea sa, cât se cuvine acestui fiu mai tânăr, și îl lasă să meargă unde dorește. Prin aceasta, Evanghelia ne arată că Dumnezeu respectă libertatea omului, chiar dacă adesea această libertate este folosită contrar voii lui Dumnezeu. S-a dus într-o țară îndepărtată acest tânăr și a petrecut acolo mult timp în dezmerdări, spune Evanghelia, cheltuind toată averea sa. Văzând în ce stare a ajuns, și anume pe lângă faptul că din fiul risipitor devine un om sărac, se mai adaugă și această umilință de slugă flămândă. Și când a văzut că viața lui biologică slăbește, diminuează, se află la limita existenței și a venit în sine, sau și-a venit în fire, spune o altă traducere a Evangheliei. Și-a venit în fire. Înseamnă că ceea ce făcea înainte era nefiresc. Era nefiresc să cheltuiască averea în dezmerdări, în desfătări. Era nefiresc să ajungă dintr-un om bogat într-un om sărac și era nefiresc să ajungă din om liber un rob al patimilor și apoi o slugă flămândă prin înstrăinare de tatăl, de casa părintească, sub pretextul libertății. El constată că s-a înstrăinat și de sine însuși. A căzut și a decăzut. Și de aceea spune, sculamă voi și voi merge la tatăl meu. Acest sculamă voi sau ridicamă voi arată nu doar o mișcare fizică, ci și o mișcare spirituală. Și anume conștientizează starea de cădere și de decădere în care se află și dorește întoarcerea sau convertirea, schimbarea felului de a gândi și de a fi. Ce înseamnă această foamete mare, această mare lipsă de bunuri materiale? Înseamnă o pedagogie divină, o înțelepciune a lui Dumnezeu, care adesea prin lipsuri materiale pe care le îngăduie oamenilor, îi cheamă să schimbe viața lor spirituală. Dificultățile exterioare și lipsurile materiale adesea devin o presiune asupra omului și anume sunt o chemare la trezire duhovnicească, la o gândire serioasă și anume să gândească ce au fost când era belșug și ce au ajuns acum, când sunt muritori de foame sau umiliți, când au devenit oameni robi ai patimilor și apoi ai sărăcii.
Evanghelia arată că Tatăl nu a mers cu pas domol, ci alergând. Când Dumnezeu vede că un om se întoarce la El să-și ceară iertare și să pună început bun pentru viața sa, El îl întâmpină cu bucurie, alergând spre Cel care dorește să schimbe viața. Această alergare a Tatălui spre Fiul care se întoarce acasă arată iubirea milostivă a lui Dumnezeu și ieșirea în întâmpinare a celui care dorește să se reîntâlnească cu Dumnezeu. Nu i-a mai cerut un inventar al averilor cheltuite. Nu i-a mai cerut socoteala numărului banilor cheltuiți. Pentru că persoana recuperată valorează mai mult decât toate bunurile materiale din lumea aceasta. Sufletul unui om care se întoarce la Dumnezeu ca să dobândească mântuirea sau viața veșnică este mai de preț decât toate bunurile materiale limitate și trecătoare. Haina cea din tâi sau haina cea mai bună este haina pe care o primește omul la botez. Haine luminoase, haine nouă. Dar după botez, omul pătează această haină prin păcatele pe care le săvârșește. Și de aceea, prin taina pocăinței, se curățește haina sufletului și primim haina cea din tâi. Inelul pe care Tatăl îl pune în degetul Fiului reîntors acasă, înseamnă iubirea nesfârșită, statornică și neschimbătoare a lui Dumnezeu față de noi. Este inelul reînfierii lui în iubirea părintească. Încălțămintele acestea noi înseamnă harul sau ajutorul Dumnezeu de a călca peste spinii ispitelor, patimilor. Iar vițelul cel îngrășat simbolizează Sfânta și Dumnezească Euharistie, care se dăruiește oamenilor după ce, prin spovedanie, au primit iertarea păcatelor.